Am auzit acum această Evanghelie din capitolul 2 de la Evanghelistul Matfei. E o descriere tragică, practic, ce s-a întâmplat. N-am citit decât 10 versete și peste mai mult de 10 ori s-a pronunțat cuvântul, s-a dus, a venit, a fugit. De mai multe ori s-a spus cuvântul că Îngerul Domnului le-a apărut să le spună ceva, că au luat niște înțare prin vis. Dar cuvântul drum a fost foarte pronunțat. Suntem încă într-această bucurie pe care nu ușor vom ieși din ea și dar m-aș bucura pentru lucrul acesta, a nașterii Domnului. Tema principală acestei sărbători este familia. Este nașterea copiilor noștri, e nașterea noastră, care ne dorim o naștere din nou și nu știm cum să facem. Dar problema asta a copiilor, cred că e cea mai desă pusă astăzi și pe tot unde citim, unde vedem noutăți, știi? Eu aș zice totuși că trăim în vremuri grele, îmi permit să spun lucrul ăsta. Și nu vă grăbiți să mă contraziceți, pentru că noi chiar trăim în timpuri foarte grele. O să-mi spuneți, părinte, acum din magazin atât de multe avem că nici nu mai știu ce să alegi. Atât de mult avem informație la tot felul de informații. Sunt o mulțime de canale pe radio, pe televizor sau pe internet care continuu, nu 10 ore pe zi, ci 24 din 24, ne furnizează o mulțime de informație și de cele mai multe ori o informație care nu ne ajută la nimic. Trăim vremuri grele din punct de vedere spiritual. Știți, copiii când se nasc, am spune noi că venind în lumea noastră se întâlnesc mulți, nu mai fac copiii din punctul ăsta de vedere, că trăim într-o lume foarte periculoasă. Ți-e frică să-i dai drumul copilului pe stradă, pentru că sunt atât de multe accidente, atât de mulți oameni răi, atât de multe informații avem sau știri și ne e frică să mai facem copii. Ni se pare că până la urmă copilul e cel mai protejat fiind încă în burta mamei lui. Dar dacă am analiza subiectul, am vedea că totuși cei mai mulți copii mor nu de accidente pe stradă, sau cu prostire care le încarcă la școală sau la grădiniță, ce cei mai mulți prunci de-ai noștri mor încă nenăscuți fiind. Mor pentru că și statul și noi părinții acceptăm să-i omorâm pe copiii noștri făcând abort. Statul încurajează teribil de mult această crimă. Și spunea cineva că această lege care a ieșit acum recent în Australia, că e o lege de stat, că copilul poate să fie abortat chiar cu o zi înainte de a se naște. Din țările pe care noi le cunoaștem, e o singură țară care penalizează grav avortul, e Polonia. O țară preponderent catolică care, sub presiunea publică, nu acceptă nici într-o formă, sau decât foarte rar, sub control medical, dar nu acceptă Polonia avortul în niciun fel. În alte țări, această crimă este lăudabilă, cumva. La câteva zile după ce s-a conceput copilul, după ce a fost verificată mama, deja vin o mulțime de informații, copilul dumneavoastră e bolnav, trebuie să-l abortați. Și care au avut părinții curajul să treacă peste asta, că e teribil de greu să treci peste aceste informații, și să-l duci până la naștere, au văzut copilul s-a născut foarte sănătos și foarte bine. Dar aici vreau cumva să trezesc interesul dumneavoastră, că totuși, în lumea în care noi trăim, e grea. Dar măcar să nu vină de la noi această crimă care o facem copiilor noștri. Știți de ce au nevoie copiii? Copiii au nevoie de eroi. De eroi. Și dacă nu ved la noi, crescând în preajma noastră, dacă nu vede la mama sau la tata eroi,
el își va găsi eroi în altă parte. Dar ar trebui noi să fim eroi pentru ei. Dacă vă aduceți cu mine un pic în spate, la bunicii noștri, la străbunicii noștri, sau chiar la părinții noștri, poate că i-ați văzut de multe ori, sau i-ați auzit rugându-se pentru dumneavoastră. Cineva spunea că eu știu pe tatăl meu un adevărat erou. Și de ce? Pentru că des, foarte des, auzeam numele meu și a fraților mei pronunțat de tata în rugăciune. Noi acum avem tot felul de șampunuri, unul mai mielositor ca altul, aș spune mai de lux ca altul. Ori străbunicii și părinții noștri ne scăldau pe noi în lacrimi. Și mulțumit la asta, cred că încă suntem în viață, mulțumit la asta, suntem în biserică și căutăm numele Domnului. Nu putem să facem din copiii noștri eroi, fiind noi lași. Fiind lași. Nu poți să înveți să se roage, nu poți să înveți să se pună pe genunchi, fiind tu des, absent din casa lui Dumnezeu. Nu poți să-i faci pe nimeni să țină post. Noi încercăm în postul mare sau la Crăciun să tragem de unul de altul. Măi, e post, de ce nu ții post? Păi nu știe de ce să țină post. Pentru că în casă nu s-a vorbit de asta. Au atât de multe lucruri pe noi ne miră, lucruri banale până la urmă, din apropierea noastră de ceea ce înseamnă să ne apropiem mai mult de Domnul. Și lumea nu știe, pentru că nu le-a spus nimeni. Cum copiii noștri vor fi și ei eroi în lumea asta desfrânată și rea și care stă în întuneric după cuvântul Bibliei, când noi ne place să stăm în întuneric? Știți ce e frumos la magi? Că ei l-au căutat pe Hristos și l-au găsit. Mulți dintre noi cumva ne place să-L căutăm pe Hristos, dar nu neapărat să-L și găsim. Îmblăm când pe un drum, când pe altul, când pe o cărare, când pe alta, dar chiar ne dorim oare să-L găsim pe Hristos? Pentru că frumusețea magilor asta este. Ei au mers să-L caute pe Hristos și L-au găsit. E ceva cu drumurile. Știți ce spune Biblia în Cartea Proverbe, capitolul 12? Multe drumuri par omului că sunt bune. Multe. Dar până la urmă se văd că duc la moarte. Și noi cumva poate ne străfolim așa în egoismul nostru, că știm ce facem, că știm ce vorbim, știm unde mergem. Dar, ori nu cumva drumurile noastre până la urmă duc la moarte? Avem impresii, multe impresii, că cumva ne uităm în oglindă și spunem că sunt un om bun. Mai puțin acum mă cer cu soția mea, copiii sunt lângă mine, și la biserică mai mergem. Dar oricum ne privește Domnul. Oare drumul pe care noi mergem e cu adevărat care e un drum care duce la cer? E o întrebare care fiecare trebuie să-și o pună. Și vreau să aduc în atenția dumneavoastră pe un oarecare erou al credinței, Iacov, fratele lui Isau și ambii copiii lui Isaac. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov foarte mult. 20 de ani stând cu socrul lui la bani. Atât de mult l-a binecuvântat cu bunurile acestei lumi, că spune Scriptura, nu mai știa numărul la turmele lui. Și când Dumnezeu i-a vorbit, el a ascultat ce i-a spus Dumnezeu. Și Domnul i-a spus, Iacove, întoarce-te la casa tatălui. Și Iacov s-a sculat, a spus soțiilor și s-a întors la casa tatălui lui. Știți de ce? Pentru că avea atât de multe bunuri, dar liniște și fericire nu avea. Eu cred că pentru a merge pe drumul care duce spre cer, trebuie să știi să mai renunți la lucrurile acestei lumi și la bunurile acestei lumi, care noi atât de mult ne le dorim. Iacov, fiind atât de binecuvântat, știți, pentru a învăța o limbă străină, e foarte important să știi a conjuga două verbe. A fi și a avea. Iacov știa doar de unul. A avea. Iacov conjuga verbul respectiv în toate limbele. Doar să aibă. Doar să aibă. Și și-a dat seama că nu-i suficient. El trebuie să fie o persoană.
Trebuie să știi să renunți la lucruri pentru a te apropia de Domnul. Nu numai la lucrurile materiale, dar trebuie să știi să renunți și la ideile tale, la formația ta, la tradiția ta. Trebuie să știi să fii gata pentru Domnul, să știi să renunți la anturajul care nu e bun. Și la visurile tale pe care le-ai avut întotdeauna, niște vise negre, care nu sunt după Biblie. Când omul știe să renunțe așa ca Iacob, atunci se întoarce înapoi la casa Tatălui, adică la casa Tatălui Ceresc. Dumnezeu ne protejează pruncii noștri. Dumnezeu ne protejează. Dar El, Dumnezeu, nu va face ceea ce trebuie să faci tu, ca tată sau ca mamă. Știți, părinții l-au lăsat pe Moise în Nil, unde l-a găsit fata lui Faraon. Dar nu l-a aruncat în Nil, ci cu multă grijă l-a pus acolo, aproape de mamă. Nu vă aruncați copiii în lumea asta amară, zicând că Dumnezeu îi va purta de grijă ca și lui Moise. Că Dumnezeu nu în felul ăsta i-a purtat de grijă lui Moise să-l scoată iarăși din apa Nilului. Ce părinții l-au pus aproape într-așa fel ca fata faraonului să găsească pruncul. Nu e suficient să naști pe copil și să-l trimiți în lumea asta amară. Trebuie să-i porți grijă. Dar Dumnezeu nu va face ceea ce trebuie să faci tu ca tată. Dumnezeu nu va scoate din priză televizorul la care pruncii tăi stau câte 4 ore înainte lui. Dumnezeu nu va lua din mâna copilului tău telefonul, pentru că tu trebuie să-l iei. Dumnezeu nu va tăia firul la ordinator și la computere și la jocuri, pentru că asta trebuie să o faci tu, să mergi acolo și să tai firul. Dumnezeu nu va face un studiu biblic pentru copiii dumneavoastră, pentru că de asta se ocupă tatăl. Știți, vă spuneam că copiii noștri au nevoie de eroi. Uitați-vă în Evanghelie pe care am citit-o acum. Dumnezeu vorbește și magilor să se întoarcă pe altă cale. Dumnezeu vorbește, uitați-vă la această familie, vorbește lui Iosif. Dar era și Maria acolo, Maria care l-a purtat pe pruncul Iisus. Sfânta Fecioară Maria care l-a adus în lume, spunem noi, mai sfântă decât tot sfinții. Și știți cui vorbește Domnul? Lui Iosif. Tu ești capul familiei. Dumnezeu așa vorbește familiilor noastre prin bărbat, prin soț. Pe mine mă miră teribil de mult când văd femeile tot dându-și cu părerele despre teologie. Nu-i treaba asta femeilor să vorbească despre teologie, e treaba soților. E treaba tatălui. Aici se nasc eroi, ca bărbat, ca tată, ca cap de familie și apoi transmiterea credinței să face nu prin mamă. Mama e cea care e gingășă, care miluiește. Tata este cel care învață și transmite credință. Dacă copiii dumneavoastră nu aud în rugăciunile dumneavoastră numele lor, să vă puneți întrebarea. Ce fel de creștini sunt. Și apoi mai este ceva. În drumul ăsta care vrei să te pornești înapoi spre Tatăl Ceresc, întotdeauna vei avea cineva care te oprește. Care te oprește și spune, nu azi. Gândul tău e foarte bun să te pocăiești. Dar nu azi. Întotdeauna vocea celui rău. Și apoi mai avem o teribilă frică, ce va zice lumea. Oricum copiii de la școală vor reacționa că eu merg duminica la biserică. Oricum anturajul cu care eu m-am deprins să-i spun iarăși că am fost la biserică. Mi-e frică ce va spune lumea, ce va spune familia mea, ce va spun prietenii mei. Oare ne sunt ei cu adevărat prieteni care ne vor bine? Un al treilea lucru care trebuie să înțelegem dintre acest drum care ne duce spre cer este că Dumnezeu întotdeauna ne încurajează. Întotdeauna Dumnezeu ne încurajează pe noi, la fel cum i-a spus și lui Iacob. Nu te teme pe drumul ăsta, eu voi fi cu tine. Nu te teme. Cercetătorii sau exegeții biblici spune că cuvântul nu te teme se repetă în Biblie de 365 de ori. De fiecare dată, pentru o zi din an, nu te teme. Mii de binecuvântări Dumnezeu pregătește pentru noi să nu ne temem. Dumnezeu ne încurajează la acest drum să mergem pe un alt drum. Un drum care duce spre cer.
Până acum, cumva, căutându-L pe Iisus, tot întrebam de unul și de altul, la fel ca și magii. Oare unde e Domnul? Oare unde e? Dar după ce L-ai găsit, să nu-ți mai fie frică de lumea în care ești. Să nu-ți mai fie frică, că n-ai de ce să-ți fie frică. Fiți atenți, magii. Magii, după ce s-au întâlnit cu Hristos, s-au plecat. Dar Irod le-a spus să aveți grijă, după ce îl găsiți, să veniți să-mi spuneți și mie. Ori ei știau că nu vor asculta cuvântul, ei n-au ascultat cuvântul regelui și au plecat. De ce? Că nu le mai era frică. Pentru că nu mai era nicio frică. Iacov, care s-a întors la tatălui, știa că se va întâlni cu fratele său, Isau. Știți cum l-a așteptat Isau? Cu 400 de inci să-l facă una cu pământ. Pentru că i-a furat binecuvântarea. Ei se urau acești frați până la moarte și Iacov și Isau i-a spus fratele său, ai grijă, când ai ochii cu mine, te omor. De ce Iacov nu i-a fost frică să se întoarcă la casă tatălui? Pentru că s-a întâlnit cu Domnul. Pentru că acolo când a văzut acel vis și acea scară care urca și se răzăma de cer și îngerii Domnului coborau și se urcau, el s-a luptat cu Domnul și a zis că acum de ce nu să-mi mai fie frică dacă m-am întâlnit cu Domnul? Iată ce se întâmplă să mergi pe un alt drum după ce ai stat și te-ai închinat la iezvea lui unde este Hristos. De ce să-ți mai fie frică? Eu cred că pentru că nu suntem hotărâți, eu cred că pentru că nu suntem cu adevărat hotărâți, care e drumul mântuirii noastre? Ne-e frică de o mulțime de lucruri, ne-e frică chiar și de umbra noastră. Nu știm. Și aș vrea totuși să nu pară cuvântul ăsta prea dur, dar dacă aveți alt anturaj de frați și de surori, și vă place în alt loc mai mult decât aici. Dacă vă place o altă carte mai mult ca Biblia. Dacă vă plac alte cântări mai mult decât aceste închinări și slăviri pe care noi le ridicăm. Trebuie să vă puneți întrebarea, ce fel de creștin sunt? Că mie îmi place acolo. Că mie îmi place altă muzică. Mie îmi place altă companie. Trebuie să vă întrebați serios, ce fel de creștin sunt? Pentru că bradul al decora nu-i suficient. Avea mese încărcate pentru sărbători, asta nu face sărbătoare. Sărbătoare face când te întorci la Domnul și spune Scriptura, atunci se face mare bucurie în cer când se pocăiește cineva. Iubiților, în formă de concluzie, eu aș zice că Dumnezeu ne așteaptă și nu avem de ce să ne fie frică. Eu cred că Dumnezeu ne așteaptă și noi putem să intrăm pe ușile mântuirii și a porților Raiului. Dar pentru asta trebuie mereu să ai ochii țintiți spre cer și spre Hristos. Știți cum a ghidat steaua pe magi? Această stea, după ce noi ne-am închinat Domnului Iisus, trebuie să devenim noi stele să călăuzim pe alții. Să devenim noi stele, să putem călăuzi pe alții cu toată neputința care o avem noi, cu toate micile păcățele care le avem noi, cu toate minusurile pe care le avem și atât de mult ne dorim să le ștergem ca cu o radieră. Dar ele nu se șterg ușor, pentru că fac parte din firea noastră căzută. Dar dintre ceea ce știm, dintre ceea ce putem, trebuie să fim călăuze și altele. Ca să nu se împlinească cu noi Scriptura, cu această biserică, ceea ce spune Isaia Prorocul. Acest popor mă laudă doar cu gurița, dar inima lor e departe. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm ca să nu se împlinească cu noi această Scriptură și Dumnezeu să facă minuni în viața noastră. Ca Dumnezeu să ne dezlege de patimile care le avem, să rupă lanțurile viciilor cu care suntem legați, să ne dea voie să zburăm spre cer. Să ne putem dezlega de acest pământ și să mergem spre Tatăl nostru Ceresc, împlinind ceea ce așteaptă El de la noi și de la pruncii noștri. Amin.